Pui că de la Bayern München, ceva din ăsta de fotbal periculos, eu șeful, cum ar veni, înțelegeți voi cum stă treaba. Bă, băieți, mă, auziți, mă, aici Nelson Mondialu vă salută, vă prietenește, vă. Băi, iar o să ne înțelege, băi, Nelson Mondialu vă salută, prietenește, pe toți prietenii. Ca de obicei. De ce? Pentru că am bună creștere. Înțelegeți? Am 7 ani de acasă, am vreo 11 clase, 10 clase, 11, nu-i problemă, am rămas repetent, dar se pune. Înțelegeți? Se adună. Că, vedeți voi, când faci o treabă de mai multe ori, o știi mai bine. Ați înțeles? Și dacă norocul îmi surâde, dacă lumea mă simpatizează, dacă am și eu concordanțele mele de atracție, ce aveți voi, mă, lista neagră, mă, cu mine? Am pus și eu 2 clipuri cu ultimul model de Mercedes, cabrio, decapotabil, cai, călăreț, asini, mule, măgar, ce vreți voi din rasa cavalină. Am pus și eu un clip, mă, cu ultima apariție de la BMW X6. Păi dacă vă mai bag și pe Maserati și pe alte firme de mașini, Bugatti și tot ce se gata cu ti, înțelegi? Vă țiuie urechile, bă, alu, bă, bă, șeguri, bă, din lista neagră, bă. Înscrieți voi mie acolo, bă, fraiere, că nu știi să pui titlul LAM sau și de ăla. Dă-te în sânge să-ți bată fața că tu toată viața ta ai să mănânci acolade, ai să mănânci semne întrebări, semne între exclamare și alte puncte și virgule. Pe când gura mea, ia uite ce mănâncă. Ultima apariție de spaghete, să nu mai zic tricouri de pe mine, 480 de euro. Ai să-l cauți și n-ai să-l găsești numai la firma reprezentanță Italia. Ultima... Așa se desfac spaghetile. Ultima apariție, mă, de spaghete. Fiți atenți aici, s-o cirvi ciudă, mă, pe mine, că am avut 122 de kilograme și mai am 120,600 de grame, cam așa, a? Asta mi-e ciudă pe mine, a? Dă-te, mă, încolo, mă, fii, mă, ușor, mă, calmează-te, mă, calmează, bă, fii cu minte, mă, înțelegi, fii cu minte. Păi, eu, într-adevăr, oriunde mă duc, în proporție de 90%, vezi ce șapcă am în cap, în proporție de 90% îs aplaudat prietenește, mă. Cum înseamnă aplaudat? Domnul Nelson, din partea mea, o bere, un suc, o prăjitură, o știu eu ce, înțelegi? Pe când voi ăștia din lista neagră, ce primiți, mă? Multă gargară. Multă gargară, mă, de-aia aveți voi oftică în voi, mă, de-aia aveți, pe ce vii vouă, mă, ce vii vouă că eu o duc bine sau că eu mă descurc sau că eu îs băiat de, pentru că așa-i caracterul meu, așa-i creșterea mea, așa-i talentul meu, păi tu dacă nu le ai, măi, urâtanie, păi dacă tu nu le ai, pe mine oricine mă vede pe stradă spune că îți vreun boșorman. Înțelegi? Știi ce înseamnă boșorman? Cu teanc la capital. Cum, mă? Chiar dacă e o spăduche, nu-i problemă. Chie tata. Are trecere. A? Te uiți ce scrie pe tricoul meu. A? Vezi că trebuie să înveți engleză. Trebuie să înveți engleză. Bă, să vă fie rușine, măi, jegurilor, să vă fie rușine. N-aveți voi cum să vă puneți cu mine în viața vieții voastre. Dovada? Dovada? Ei? Exprimările care le dați acolo. Oricum, voi ăștia care ați vorbit urât, ia mai uitați-vă, le mai găsiți? Comenturile acolo. Nu le mai găsiți. Nu le mai găsesc, că cum, nu că le-am șters jos, domne fer, le-am luat, le-am făcut chemotoc și le-am băgat la mamile voastre.
le-am băgat la mamile voastre un loc de tampon. Ai dracu, Jigori, puturoase ce sunteți. N-aveți voi șansă în viața voastră. N-aveți voi șansă în viața voastră. Vezi că am văzut că, nu știu ce, din ăștia youtuberilor, s-au pus pe mine, mi-au arătat niște băieți. Mă, youtuberilor, stați cu minți. Să nu pun mâna pe voi pe undeva pe stradă. Să vă lipesc un din ăsta. Stați cu minți. Dați-vă dracu, e reguli. Dați-vă dracu și faceți banglea la care o aveți. Mergeți în continuare. Stați cu minți cu Nelson Barosanu. Înțelegeți? Nici să nu mă gândiți că trage fiere. Na, că de-a mă apuc. De la Gimbalău. De la Gimbalău. Înțelegeți? De la Gimbalău, domnilor. Ai dracu, vă găsesc voi. Ia uite-mă, pâine, dar ce să fac eu cu pâinea? Pâinea ce să... A căzut. Ce să fac? O arunc acolo, că trece în fiecare seară un amărât care trece pe acolo. Bă, alo, bă! Alo, bă! La mine se mănâncă italienește. Iar aici... punem o... cam atâtea. Ah, mărisc cu o șarjă dublă. Mărisc cu o șarjă dublă. Eu vă spun încă o dată, stați cu minți în banca voastră, comentator de 2 lei, că râde lumea de voi, gunoilor. Auzi, m-a făcut pe unul pe mine gunoi. Mă, ăla care m-ai făcut gunoi, tu știi ce-o pățâmbă ta. Așa a fost. Mitraliată. Bă, alu! Domnilor, în seara asta avem un meniu. Auzi cum o dat un clopot? Câți? Avem un meniu specific Napoli. Specific napolitan. Și până îmi prepar mâncarea, vreau să vă povestesc ce frumos a fost la Sibiu, pe la Rășinari, pe la orașul ăla cu ouă de casă. Stați cu minți. Ce frumos a fost. Mă, M-am dus cu peștele la Sibiu. O trebuie să mă întâlnesc cu niște studenți care au făcut jocul la aventurile lui Nelson. E foarte tare jocul, care vreți să-l descărcați și vă jucați. E gratis jocul. Deci, e foarte, foarte tare și... o trebuie să semnez un contract cu ei. Printre altele. Nu vă gândiți că sume, că... next. Înțelegi? Ținând cont că studenți și știu ce înseamnă studenția. Nu că aș fi fost eu student. Fiu, mă. Te plătite școli, mergi din altă parte, îți plătești cazare, îți plătești ălea, plătești una alta, cel mai lucrezi, Samsung-uri, am încovoiat pe părete. Înțelegeți? De ui, și la televizor îmi arată jocul. Super ofertă de vară, joacă-te cu Nelson Mondialul. Aventurile lui Nelson Mondialul și la televizor îmi arată. Deci, eu n-am fost nagara. Să ziceți că-s disperat, poate să confirme chiar respectivii studenți. Dar, domnilor, vă dați seama, din Cluj până în Sibiu, am oprit la 2 peco. Nu, la 3 peco. Unul la noi în Cluj și 2 în afară. La Sebeș, la... mă, ce iubită-s de oameni să mor eu dacă nu.
Domnul că mă împecu, mă opri oamenii, mă, din drum, mă, mi-au văzut mașina și-au venit împecu, domnul meu, să mai e mine, înțelegi o poză ce ăsta, când am ajuns în Sibiu, o să vedeți clipul. Deci o să vedeți clipul. Fiți atenți, că am făcut clipul pentru canalul YouTube Nelson Mondial. L-am făcut clipul scurt, deci am luat numai fazele cele mai așa, o să zic că poate nu le-am luat toate. Și am lăsat și pentru ăla. Și pentru canalul celorlalt am lăsat clipul în întregime. E aproape o oră și de filmări. În întregime. Pentru că apare foarte mulți copii, foarte mulți oameni în vârstă, tineri, care vă peste 300 de persoane în centru vechi, peste 300 de persoane, s-au adunat, bine, nu toți deodată, s-au adunat, mă. Deci, așa plăcere, așa bucurie, așa senzație de fericire, pe ei, mai rar. Înțelegeți? Domnul Nelson, poză, stai cu ei la vol. Deci până și cei care în centru vechi au fost ceva spectacole din astea cu teatru din ăsta în aer liber, cu regi, cum era pe timpul regilor, cu spadasin, cu ăia. Până și ăia, mă, când m-au văzut, m-au oprit spectacolul și o strigat de acolo, măi, e tata, avă-la! Înțelegi, mă, ce-o vine la mine, mă, mă, inima mea e atât, Ania, să mor eu acum. Peștile nu se dădea pe lume când ziceau oameni, uite și pe peștele, bă, îi ceva să nu fii dat la televizor și să apar să fii cunoscut. Deci eu sunt fel de media. Puteți voi ăștia din Lista Neagră să comentați? Înțelegeți? Pentru că eu v-am spus care e răutatea din voi. Ori mama voastră a fost târfă, v-a abandonat, ori aveți de plătit prea mult la bănci, ori nevasta voastră v-a înșelat, înțelegeți? Deci aveți o viață nefericită. Aveți o viață nefericită. Eu vă pot scăpa de aia. Vă dau cu insecticid, trag în gura voastră. Vă dau cu insecticid și vă țu la din ăla, știți voi, ca slănina la uscat. Până iasă răutatea din voi și iasă ambientalul ăla, înțelegeți? Din voi. Păi cum credeți? Urtanilor. Mă faceți pe mine urât? Aoleu, ce fain e s-o făcut. Mă faceți pe mine urât? Ia mă uitați fără ca să... Tu, fetelor, eu pe voi, nu pe bărbați, că nu sunt homo. Fetelor, ia spuneți. Uite, caracterizați-mă, așa, în trei vorbe. Păi vă spun eu dacă nu știți. Dolofan, spătos și frumos. În trei vorbe. Dolofan, spătos și frumos, mă. Să terminați becheria. Nu ca voi, mă. Băi, și scrieți mie și mă uit pe pozele voastre, vă părăs și doamne fermă, v-am zis, sunteți buba neagră, mă. Buba neagră sunteți. N-ai tu cum să câți? N-ai tu cum să îndeai mie? M-am scărtinat între degetele de la picioare și am uitat să mă spăl. Le pierd între dinți. O scris unul acolo la coment. La Mercedes sau la BMW, nu mai știu. Bă, dacă era mașina mea, eu nu te lăsam să te urci fără dințâie. Păi când rasa și gâs și nația mătii să ai tu mașină din aia, mă? Ha? Când să ai tu mașină din aia, mă? Păi tu folosești dacă și parcă.
ele se foloseau de mult, bă, ele le folosește acum în industrie, în dinele unde se fac teste și așa, și nu merge că dacă mă duc acolo, oare fac bani? Nu, mă, mă duc să fac bani. Păi și tu spui mie, dacă aveai mașină, de unde era să amăti să ai tu mașina? Măi, pădute, mă, măi, pădute în setup de muie, de clanță. De unde să ai? A? Eu v-am zis, sunt prea șmecher pentru voi, eu adevăratul secol 21. Voi ăștia care-mi comentați urâți, voi sunteți înapoiați, mă. Voi sunteți înapoiați rău de tot. Trag în păpucii voși care aveți plachiul pe tocuri, să nu vi se tocească călcâiul, ha? Ai, dracu-i portați câte 6-7 ani. Pe 2 kg. Să trecem la faza a doua. Auzi tu, mă, îmi scrie unul, zice, tu ești călărat din Bercente, ia lumea ca să râdă de tine. Băi, fraiere, de mine nu râde lumea. Cu mine râde lumea, mă. Hai, dar să-mi stracurii tău, mă. Cu mine râde lumea, mă, stracuritor. E tata ăla, l-am spălat numai cu încă. Cum îi are plăcere, mă, să... Ui. Lasă-mă ardeară să mă opărâți la gheare. Gramul. Cum îi are plăcere, mă, să umble lumea, mă, pe stradă și încoace încolo, că eu sunt băiat simpatic, eu sunt frumos, mă. V-am spus-o în 3 cuvinte. Înțelegi? Îs îmbrăcat elegant, cizelat. Am mers de șmecher. Am mers de șmecher, mă, pe stradă. Dacă e rigoare împuțită ce ești. Uite, în viața, în vieță mele. Numai un pic. Acum când am fost la Sibiu. În viața vieții mele, mă. Eu nu i-am cunoscut pe oamenii ăia, pe Andrei și pe Van Damme. Tot rebrișor am vine să zic. Ăla de lângă Sibiu. Eu nu i-am cunoscut, nu i-am văzut în viața mea, bă. Și-o vine la mine. O venit direct la mine și la peșteră și-o zic, vai domnul Nelson, o mare plăcere să vă cunosc, vă urmăresc clipurile, extraordinar. Uite, sunteți invitat special din o cafea, o mâncare, ce vreți dumneavoastră? Bă, oameni, bă, să nu cunoști omul. Să nu cunoști omul, mă, să-l cunoști numai virtual. Și să fii invitat special. Păi asta e o mare calitate, mă. Asta e o mare calitate. Dar de unde să știți voi că... A, dar nu! Voi știți treburile astea. Atâta tot că... Dau focul mai încet. Voi știți treburile astea, atâta tot că... Optica din voi. Optica din voi rănește. Vă rănește sufletul. Tragă mamile voastre să o tragă. Nu fac în plastic. De jeguri imperiale. Asta e. Jeguri imperiale, mă. Eu v-am mai spus vouă. Am familie cu care mă mândresc. Nu trebuie să le spăl ca spălate, dar...
peinile lui Tinu Rus. Cotăcește și pentru mine. Înțelegeți voi? Voi de unde, mă? Păi, lista de acolo. Voi de unde? Eu vă văd acolo, ori ești singur, ori ești fără muiere. Lumea, mă, la Rășinar, mă, la festivalul de băutură, mă. Lumea acolo la Rășinar, mă, când m-au văzut oameni în vârstă, mă, copii, mă, toți, mă, nu știu cum să mă asartez, iată un pretin, o să vedeți în clip, iată un pretin. Nu-ți mai cumpăra domnul Nelson Mici, hai la noi la masă, era un grup de băieți, deci, bă, plăcerea, bucuria, bă, că nu putem pe cineva cumperi tu, plăcerea, bucuria, bă. Ha? Și voi... Cât faci că de ciudă și de oftică ați vrea să mi-l ciuciți? Jeguri penale ce sunteți. Nu, lăsați eu din ăla să pun un... Am sau n-am? Vegeta, am. Op. Sare, piper, am pus, vegeta. Spaghetile sunt gata, fierte, în apă cu sare, pus în tigaie să le prăjești un pic ca să fie crocante, 2-3 ouă care cum vrea, bătute, sare, piperie, nu sare, vegeta și piper, înțelegi? Și închinsă. Închinsă. Foc un pic mai tare. Și lăsat așa. Vedea, ziceți că sărac și n-am ce să mânc. De-mi fac din asta. Mi-a zis că sărac și n-am ce să mânc în pagina asta. O găină roză țină, o ptica cu curuntină, și-a venit o turturea, și-a luat-o frumușa, miau. Ce credeți voi? Eu mai scot și cotoletile astea. Eu mai scot și cotoletile astea. Încă scrie pe el cotlet. Întrebe. Dar am zis, vreau un pic, nu mult, să slăbesc. Pentru că m-am îngrășat foarte, foarte tare. Așa. Îi dăm o răzmeriță din asta. Focul, dacă se poate, chiar mai tare. Deci, voi oameni, eu sunt foarte iubit. Eu sunt foarte iubit unde mă duc. Și nu aveți de ce să vă fie ciudă. Că mă vedeți pe mine că primesc un pachet din străinătate, că mă vedeți pe mine că vine cineva la mine acasă și mi-aduce o sticlă de vin, că mi-aduce, știu, o pungă de cafea, că vedeți că mă cheamă cineva în orașul lor. Înțelegeți? Și știu eu un chef din asta, n-aveți de ce, pentru că voi nu aveți talentul meu.
Băi, lista neagră. Bă, ca să ne înțelegem, are rost să mai zic lista neagră, eu la ei mă refer. Lucru bun îl zic pentru plăcinii mei, lucru rău pentru rasa mamilor. Trebuie să se întărească. Ca să pot să o întorc. Dacă nu, nu pot să o întorc. Până una alta să vedem dacă este, dacă am vin de la Gregori Tomuță. Ăsta nu e la Gregori. Ăsta e vin din ăla. Dar, nu beau vin. Îmi beau două ștompuri de țuică de prună. Unul înainte de mâncare. Doamne ajută! Cred că acum pot să-mi întorc. Ori îl dau pe jos, ori îmi bec carul. Am reușit. Da, mă, oameni, mă supărați. Mă supărați când văd că și... N-are rost. N-are rost să mai vorbim. Oricum, urmează clipuri. Deci, ce mă duc acum în Grecia? Bă, voi nu vedeți că o piez, mă. Eu weekendul iau câte un oraș, plec, motorină, dă-i mâncare, una alta, costosul. E costosul. Nu stau ca voi. Vă duc chiar lor. Dacă își mai amintește cineva un clip de-al meu vechi, unde am făcut mâncarea asta? Acum câțiva ani. Și v-am spus atunci că asta îi... Ia uitați-o. Mâncarea săracului napolitan. Este două feluri. Spaghete cu ouă și ulei sau spaghete cu ulei și usturoi. Spaghetti alio oglio. Olio aglio. Spaghetti con ova. Ați înțeles? Tragem camera la vedere, m-a amețit. Lăsăm cadrul jos, pentru că tata bandit. Așa. O aduc mai încoace. O ridic de sulf. Îi ridic sulfina în sus. Mai trebuie? Ai, ai. Ia să vie. Mă vedeți, bă? Mă vedeți? Așa. În comentați la clipurile mele că îți urâte, că nu știu ce. Vai șamar de capul vostru. Vai șamar de capul vostru.
Mă, clipurile mele, indiferent ce clipuri fac, costă bani, mă. Uite și asta, clipul ăsta costă bani. Vedeți? Pentru că eu pot să fac mâncarea, să stau să mânc liniștit. E ca și cum ai mânca o fiorentina, un escalop cu ciuperci, ceva cu broccoli, cu dinele, să mor eu. Încercați-o. Fierți spaghetile al dente, chiar dacă n-ai dente, în apă pui sare, după ce spierte, iei tigaia, o pui pe foc, îi dai drumul să se încălzească, să se încingă, zvârli un pic de ulei de măsline, arunci spaghetile, le lasă să pârjolească pe o parte, pârjolite pe alta. Adică le amesteci. Bați un ou, două, trei, depinde de porție, arunci. Lasă să luminească pe o parte și după aceea o întorci pe partea alaltă. Ia uitați! Să nu ne ajute Dumnezeu dacă nu e extravaganță. Extravaganță. Da. Bă, deci am clipuri încărcate la care trebuie să le dau drumul. Păi vă muriți, mă, de ciudă, mă, lista neagră. Lista de aur se bucură. Eu nu știu, nu știu cum nu poți să-ți dai seama că râde lumea de tine. Pe ce motiv și consideră? Că lași coment aiurea. Mai ceracule, mai curdușule, mai urâtule, mai nu știu ce. Și dacă iei toate clipurile mele de la început, de când am făcut clipul, să faci un calcul numai la mâncărurile care le am din 2500 de clipuri pe un canal, 1800 pe alt canal și încă vreo 700 pe ălalalt, 3 canale. Deci din 5.000 de clipuri, 6.000 de clipuri, să faci o listă câți bani am cheltuit numai pe astea, nu că am fumat două pachete de țigări, dă-te dracu de împuțit, numai pe mâncare. Nu comorți lumina, măi, jegule, măi, nu comorți gazul, mă, înțelegi, și am fost restanță. Și auzi, bonusul care e cel mai interesant. Nu m-ați văzut la lucru. Păi, nu m-ați văzut la ciordeală, la nimic. Ha? Păi și atunci poți tu să mă faci pe mine în halul ăsta. Tu singur te bași de păreți? Când îți spun mie urâtule, bun, Stirbul aveți perfectă dreptate. Aveți perfectă dreptate, Stirbule, da, dar sunt un Stirb simpatic. Pe tu singur, mă, te bazi, mă, de parate când îți spui mie urâtule, pe ce motiv? Pentru că mă, ta soră, ta mătușă, ta sau știu eu ce din neamul tău, a fost cu mine, mă, o îngenunchiat, mă, o îngenunchiat clanță, mă. Păi tu ești prost, a? Păi tu ești prost? Tu nu-ți dai seama că mă, ta sau soră, ta sau nevastă, ta, care a fost din neamul tău? Hm.
m-a considerat frumos. Ha? Eu v-am spus, vă pară bine. Că nu am dințul. Că dacă îmi pun dințul și pe tine ăsta din lista neagră te frec, mă. Tu singur vii cu găoaza în față. Nelson, lovește-o. Aracu. Ai înțeles? Să-ți pară bine. Bă, dar bunezi, mă. Nu degeaba mi-au spus mie televiziunile fenomenal. Pentru că, într-adevăr, sunt fenomenal. Eu știu ce zice. Mă, și oricâte blocaje vă dau, mă, tot apă. Tot apărez, mă. Vă faceți alte canale, alte pagini. Nu v-ar ajuta Dumnezeu să nu vă ajute. Mă, prietenilor, am atins baremul pe Facebook la 70.000 de blocați. Și pe YouTube la peste 40.000 de blocați. Ca să înțelegeți. Bine, că știu, ăștia pe care i-am blocat, cred că s-au făcut vreo 100 de canale. Înțelegi? Uite, pe Antena, emisiunea asta cu Factor X. Făcea reclamă că ce râs la emisiune de pontele lui Bendeața lui băiatul ăla. Să nu-mi ajute Dumnezeu dacă nu m-am uitat o jumătate de oră și n-am găsit nimic în lumea de râs. Și unde râde ei, eu nu pot să-mi dau seama de ce râde. Înțelegeți? Când eu, când vreau să ăsta... Oricum, din octombrie cred că schimb tactica la clipuri. Ai mă buniți, mă chem să nu se gătă. Auzi, te ești meteri lângă ei să râdă de tine. Mă! Fraierilor, care vorbiți așa, nu vă dați seama câte petreceri, nunți, botez, onomastici, mă țingălește lumea ca să mă duc. Domnul Nelson, când ne costă și ăsta, vii să ne faci puțin să râdem.
când a spus vorba asta, o primire a spus că sunt ocupat. Refuzul ăsta pe mine m-a făcut să pierd, depinde de distanță, între 500 de euro și 1000 de euro. Pe zonă, pe țară. Între 500 de euro și 1000 de euro. Refuzul ăsta. Asta poate să confirme voi, măcare, v-am dat răspunsul, nu pot. De ce? Pentru că zis, când ne costă să vii să ne faci să râdem. Eu v-am spus vă, omă, eu nu fac nici stand-up comedy. Eu nici nu mă duc să știu circa. Eu le fac astea din proprie inițiativă, la secundă. Așa să ne ajute Dumnezeu. Toată viața. Dacă vă mint. La mine nu este mai mult ideea decât atât. Mă duc, fac un duș cu apă caldă, dau un duș cu apă rece, mă șterg, eu la masă, pun camera și fac un clip. Subiectul vine pe moment și tot ce zic în clipul ăla, de ține 10 minute, de ține 20, de ține o oră, tot, atunci, pe secundă și pe moment, îmi vin. Nu le gândesc dinainte cu 2-3 zile sau cu din alea.